Un nou loc de unde poți cumpăra coins la FIFA. Linkul în descriere alături de un cod de reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații. Simplu! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode la FIFA 17. Bă, am simulat puțin off-camera, am simulat două meciuri neimportante în campionat și am reușit să aduc un nou jucător, un jucător împrumut pe un art de la Leipzig, pe Ture. Pare bun, un cam, chiar aveam nevoie de asemenea jucător și l-am luat pe ăsta. În rest n-am putut să aduc nimic, aici aveți toți jucătorii care au venit și aici jos ultimii patru, cei care au plecat, Lindog, Haber, Coulter și bineînțeles Nascimento da Costa. Astea sunt transferurile pe acest început de sezon, în iarnă, nu știu dacă mai rămâne la echipă, dacă o să ducem bine în Champions League. Habar n-am ce să facem și urmează acum meci de simulat cu Cork, după aceea meciul cu Olympique Lyon, debutăm pe bune acum în Champions League în grupe. Vom juca cu rezerve cu Cork, vom simula, după aceea o să jucăm cu Dundalk și o să joc și cu Sligo Rovers. Deci astea sunt meciurile de astăzi, data viitoare cu Juventus și să vedem cu cine dracu, habar n-am, o să vedem data viitoare. În fine, haideți să vedem echipa aia tu aici și să simulăm cu Cork, Le Cork, Le City. Hai mă. Au făcut un 1 cu St. Patrick's, au făcut un 1 cu Sligo și cu Finn Harsters fără și simulările. Am uitat, hai să simulăm ăsta mai întâi, hai să dăm repede. 2-1 pentru Cork, luăm bătaie, era de așteptat, sincer, dar Ture înscrie, ceea ce e bine. Tânărul nostru jucător împrumutat. Am simulat cu Sligo 3-0 cu Shamrock și cu Bohemian am câștigat 2-1, deci stăm destul de bine. Din păcate am pierdut acum cu Cork. Asta este, poate trebuie să fac și un jucător mai bun, habar n-am. Acum urmează însă meciurilor, oameni buni. Debutăm în grupele Champions League pentru o dată când echipa asta vede Europa în plan fotbalistic. Da, Olympique Lyon, echipă legendară în Franța. Ok, hai să vedem antrenamentele, oameni buni, ce avem aici. Alvarez, s-am băgat pe tinerii ăștia frumoși și liberi. O, Doamne. Xavier, Tavares, Alvarez, toți cresc de fapt. Peters, iată, toți cresc. Toți cresc. Peters este jucătorul meu pe care l-am luat cu Scout Future Star. Nu mai țin minte dacă v-am spus asta, să-mi bag, nu mai țin minte nimic, aparent. Olympique Lyon, oameni buni, jucăm unde? În Franța sau vin ăștia la noi în Irlanda aici? Bă, da, greu merge meniul când ai meci european, incredibil. Jucăm la noi acasă, primul meci, bă! Primul meci în Champions League, o, Doamne! Haideți să începem. Belo, iată, arbitrează, vremea este frumoasă, perfectă pentru un meci european în grupele Champions League din al doilea sezon, mă. Simplu. Oameni buni, începem o nouă aventură, bă, nu mă așteptam să ajung în Champions League din al doilea sezon. În seriile trecute mă chinuiam la dracu să ajung în Europa League, ajungeam acolo și nu făceam mare lucru. Acum iată, sunt din al doilea sezon în Champions League cu această echipă, cu cea mai slabă echipă din FIFA 17. Bine, greu să spun că e cea mai slabă pentru că erau 3 echipe cu 55 overall medie, deci e una dintre cele 3 echipe cele mai slabe din FIFA, I don't know. Ok, atacă ăștia, îl au pe la cazet, joacă cu titulari, aparent, nu mă subestimează, ceea ce e destul de nasol. Dar bine pentru ei, Fekir, și este gol cernat, nicio reacție n-a avut, apărarea n-a putut să-l țină pe Fekir. Am trecut noi de Borussia, însă aceștia au jucat mai mult cu rezervele, dar aici Lyon joacă cu titularii. Și iată, un greșeală în apărare și începem cum nu se putea mai prost. Ei bine, Fekir înscrie 1-0 pentru Olympique Lyon. Ce-i drept era de așteptat, să sperăm că o să putem continua prin Europa League, un loc 3, deși este destul de greu să facem și chestia asta. Dar eu o să mă lupt, am eliminat Borussia, pot face mai multe. De atât, hai să vedem Hagi, tată, trece Hagi, perfect, Hagi în careu, șutul acolo al lui Dixon, hai mă Dixon, Hagi din nou, e nebun! No. Aproape. Foarte bine Popescu. Bă, românii sunt fantastici aici la dracu. Cum să nu-ți placă românașii în FIFA 17 aici. Aceștia crescuți. Mircea către Dixon. Senzațional. Dixon se luptă. Dixon își dă viața aici pe teren. Dixon, Klein, nu se poate. Du-te, dracu. Mi-a și cerut să-l bag în teren. Și uite ce face, mă. Nu pot să cred. Dixon a fost Dumnezeu aici.
La Cazet, minge aici în spate, la Cazet, greșește acolo de la host, pressing-ul a dat roade, însă pasa lui Klein nu dă. Klein n-a făcut nimic, Giannis Hagi invizibil, când ăștia doi nu joacă cum trebuie, nu se întâmplă absolut nimic până la urmă, Klein. Aolo, Giannis, preluarea, ce dracu a fost first touch-ul ăla. Pasă acolo, jos, Dylan încearcă, nu poate, nivelul e prea mare pentru el aici, sincer să fiu. Hai să vedem totuși, poate un ultim atac de la Hoz, de la Hoz convinge pentru Giannis. Haide Giannis, Giannis trece, fault, coai, nu pot să cred ce tackling a băgat animalul prost. Puteam să trec acolo, du-te dracu și dă doar galben, mă. Să mă cac eu pe vioa ăsta, mapuci sau cum dracu, mapu de pulă ăla. Sez aici că n-am ce face, sper că nu se termină meciul totuși. Ok, nu s-a terminat. Ok, încă mai sperăm. Giannis, Giannis, Giannis. Nu, ce? Am ținut în față. Da, bă, meciul se termină și este 1-0 pentru Olympique Lyon. Ne-am creat ocazii, însă Klein și Giannis n-au jucat absolut nimic în meciul ăsta. Ratangi, mar de tot. Ocazii peste ocazii. Iată aici mingea lui Hagi. Mă rog, ocazia lui Hagi arătată la mai întâi, dat în blocaj, era apoi Giannis. A dat pe lângă, bine, era poziție grea, dar aici ocazia lui Klein, incredibil. Nu pot să cred că am ratat, cum e posibil să ratezi așa ceva, băi, Klein? Ai fost liber, nu te-a ținut nimeni și ai dat pe lângă cu capul. Ghinionist, ghinionist mare în meciul ăsta, i-am dominat însă la șuturi, dar ei au avut posesie, au jucat bine, s-au apărat foarte, foarte bine. Hai să vedem, avem meci în campionat cu ocupanta locului 2 de anul trecut, nu mai țin minte sigur, și iată, suntem pe primul loc totuși, e bine, chiar dacă am pierdut meciul ăla cu Cork. Hai să-i batem pe cei de la Dundalk, sunt niște jucători buni aici, care ne-au pus probleme în campionatul trecut. Și să sperăm că totul va fi bine și în campionatul ăsta, cu să stăm pe primul loc, atât, cam atât trebuie, oricum nu trebuie să termin pe primul loc, trebuie să stau sus în campionat, o să jucăm doar cu Dundalk și cu Saints Patrick și mai probabil și în caz că avem ceva surpriză o să jucăm și cu aia. Ok, oameni buni, haideți să începem minunata partidă cu Dundalk, al doilea meci în acest episod, o să avem din nou 3 pentru că se poate și pentru că susține seria, dacă mai vreți 3, bineînțeles, pizdiți butonul de like, nu știu, lăsați sugestii, chestii, trestii, socoteli, feedback pentru serie și... Dacă e cum trebuie, o să iau un calcul și feedback-ul logic, la dracu trebuie să le iei în calcul. Ok, bun așa, Harties, de ce dracu e nu, am vrut să citesc Hoze și am combinat numele pentru că-s dobitoc. Gannon cu șutul, nu mai șuta cu Gannon, nu mai șuta cu Gannon, nu mai șuta cu Gannon, nu mai șuta cu Gannon. Shields foarte bine acolo, Harties, iar acum trebuie să pornim la un atac, Gannon, Gannon cu o pasă bună, e bine, Gannon la pasă este bun, o pasă foarte precisă către Hughes, haide Hughes, însă Hughes nu prea poate, ba poate cum dracu, constant șutează Rogers, prinde al dracu destul de ușor, are niște alergări foarte interesante însă, dacă și trece aici, constant, o pasă acolo în careu, șutul lui Hughes, cea mai mare ocazie a noastră se termină. Oribil! Morții de ocazie. Pauză, oameni buni, pauză astăzi aici. Meciul vieții cu ăștia de la Dundalk. Trebuie neapărat să câștigă ca să rămân pe primul loc, pentru că asta trebuie să facem, trebuie să stăm acolo pe primul loc. Oh, nu, 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 Horker, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine aici, nu-i bine aici, ăștia atacă. Powell greșește oarecum, însă până la urmă respinge. Prelungise mingea, a făcut un first touch de căcat. Putea să profite oricine acolo, Cernat prinde aici, portarelul nostru, senzațional. Dacă în cartea lui de vizită așa scrie, portar senzațional, sau pisica, noua pisică. Haide Harties, haide Harties, du-te, du-te Harties, rămâi în spate, prietene, că rămâi bine acolo, șutul lui constant. De ce s-a mișcat atât de greu, bă, bă, trist, bă, trist, bă, nu merge nimic, bă, cu aia meciul ăsta, nu merge nimic. Gannon, 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 pleacă Harties acolo cu 90 ceva pace. Va juca probabil în următorul meci european cu Juve, parcă avem... Ok, Harties trece în coată bine, viteza lui spune cuvântul... Costa, de ce te întorci cu curul la poartă? Ești dobitoc la cap? Ce dracu se întâmplă, mă, bă? Mai bine cred că îl păstram eu pe... Hei, bă, doamne, Paul, ce-a fost asta? Nici aruncare de la margine nu mai pot jucătorii mei să facă. Nici măcar o aruncare de la fucking margine nu pot să arunce drept. Ce dracu, bă? Ture, pleacă acolo bine Harties, încoată viteza lui, poate cu 90 pace-ul ăsta lui să facem ceva, Harties nu prea însă mai poate, a obosit, obosește repede se pare. Harties, Harties, o pasă acolo, nu a fost offside și nici gol. A scos-o cine? Cum dracu ai putut să scoți așa ceva portare, ești nebun? Cum
dracu a scos? Ia să vedem. Dar nu l-a atins. Ce? Cum dracu de corner? Cu aia l-a atins pe portar, mă? Ai, de pula mea, nu înțeleg nimic. Ardie sare acolo ca... Iisuse Hristoase, cum a sărit? Nici Ronaldo nu sare așa, ești nebun la cap. Uitați-vă numai la el cât a sărit. Mă rog, hai să vedem, iată cât a sărit ăsta aici. Uitați-vă numai, numărul 31. Cât dracu! Iisuse Hristoase, împăratul lumii. Uitați-vă numai, are picioarele aproape la gâtul ăluia. Uitați-vă numai cât a sărit, bă. Ăsta nu-i sănătos, dacă ăsta nu-i uman. Trece foarte bine al dracu, Minan. Minan. Shields, nu se poate, nu! Oh, cernat! Pisica cernat, apără! Bine așa, noua pisică, nou Lobons. Oh, doamne, ce ocazie mare pentru ăștia pe final. Și meciul se încheie, se pare că 0-0. Un meci dificil al dracu. Nu se poate, n-am înscris niciun gol în episodul ăsta. În fine, haideți să începem și al treilea meci de astăzi. Clear, bun, vremea e bună, Monksfield arbitrează. Hai să-i batem, bă, o victorie măcar în episodul ăsta, serios. Înfrângere, victorie, egal, să vă avem de toate. Bun, oameni buni, hai să începem și meciul ăsta, campion, aici este campion, bă, mamă. Meci cu Sligo Rovers. Sligo Rovers, cum să nu vă bat eu pe voi, băi, oameni buni, cu campion, jucați cu campion, bă, voi vă gândiți la asta, mă, oameni buni. Uite, al dracu pe campion, însă ce bine protejează, bă, de bă, Rowling, Rodan, ăștia cu nume dubioase. Kearns aici, pericol deja din prima, echipa mea s-a tâmpit de-a dreptul. Campion cu călcuit, bă, dă-te dracu de aici de campion, borât. Pleacă aici, te rog, ești de aici. Ok, Dylan, ăștia s-au învățat de dracu, bagă parc de bas împotriva mea din prima. Ok, pasă bună, Clyde. Nu poate să nimerească poarta, se întâmplă ceva cu jucătorii mei, bă. Sunt tâmpiți la cap în meciul ăsta, văd. N-a mers nimic echipa, parcă e altă echipă cu aia, parcă sunt alți jucători, mă, și s-a schimbat numele numai. Ok, bun așa, Klein aici, la Ianis, nu se poate, nici măcar spre el n-a fost, nici măcar nu intrase, nici măcar nu mi schimbase pe Ianis, atât de proastă a fost pasa aia. Ce dracu face de la Hoz, mă, de ce lasă mingea să treacă, doamne, ferește, minge la Dixon, pasăm la ăsta aici, încerc pe jos ceva, ia să vedem, o centrare pe jos, mă, Lihi însă, iată, Lihi face ce trebuie să facă Hagi aici, să dea cu capul, spre poartă. Apărarea chiar e bună aici, însă cum la centrul terenului și în atac nu merge nimic. Nu vor jucătorii noștri. Ce dracu a fost asta? Dacă luam gol pe faza asta, îmi băgam pula și plecam de la echipa asta. Că văd că s-au tâmpit jucătorii, mă. Am dat pas în față, l-a dat-o în spate, mă. Ce dracu se întâmplă cu acest joculete? O, da, bine Ianis, pe jos acolo în spate, nu la, bă, de aproape a trecut frustrant de el. Doamne, n-aveți precizie, oameni buni. Dracu, de nu puteți batem Sligo Rovers, sunteți normal la cap. Hagi, superb, Hagi în spate, este acolo, Dixon, nu, coai, n-ai, du-te, dracu. A dat pe portar, bă, a ținut acolo la colțul ăla din dreapta, dar degeaba. Se termină cele 90 de minute, continuăm, oameni buni, cu meciul ăsta, intrăm în prelungiri, nu pot să cred ce ocazie pe final. Nu pot să cred că mi se întâmplă așa ceva. Va trebui să schimb ceva sau care e treaba? Advance. Stai, ce? De ce dracu se va rejuca? Spune că nu se va rejuca. O să avem rejucare, for fuck's sake, se rejoacă și aici, mă. Bă, nu pot să cred așa ceva. Da, am îndeplinit toate astea, oameni buni, iată, le-am îndeplinit pe toate, e perfect, la aici, la Youth Academy. Aici avem 3 meciuri din 5, la cum jucăm în ultima vreme, nu știu ce să zic. Curând growth-ul este doar 40%, sezonul trecut pe vremea asta era 100 și ceva%. Deci e mult mai bine decât în sezonul trecut, asta e clar. Hai să vedem, repede, așa mă, Ture aduce victoria 1-0 cu Bray Wanderers în simulare. Totul e bine, totul e frumos și data viitoare un nou match în grupele Champions League cu Juve, oameni buni. Cu fucking Juve, hai să facem antrenamentele, asta e că le-am făcut deja. Iată, crește Peters cred că va intra și el în primul 11. La fel, imediat ce va depăși pe Dylan, o să-l luăm și o să-l băgăm în primul 11. Da, iată, minus 1 gol avea și pentru ei. Dar de ce m-au pus pe mine ultimii? De ce? Ca să ce vreți demonstrați, mă, scârțarilor? În fine, cam atât pentru astăzi, oameni buni. Eu am fost Quick, să aveți o zi absolut mirobolantă. Like dacă v-a plăcut, ciao-les.